Bună seara la o nouă ediție a emisiunii În numele legii. Am revenit la ziua de luni în care ne dăm întâlnire la ora 20. Știm că deciziile Curții Constituționale și în general ale instanțelor din țară nu se discută și nu ar face față unui cetățean de bună credință să le discute. Totuși, o tălmăcire în limbajul jurnaliștilor uneori se impune. Astăzi discutăm despre o hotărâre a Curții Constituționale a Republicii Moldova prin care este respinsă sesizarea comuniștilor împotriva acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Hotărârea introduce în jurisprudență principiul conform căruia orientarea europeană este singura opțiune constituțională. Despre acest subiect, dar și alte momente interesante, discutăm astăzi cu invitatul meu, profesorul Nicolae Osmochescu, fost judecător la Curtea Constituțională, unul dintre primii viceministri de externe a Republicii Moldova. Domnule profesor, bună seara și bine ați venit la emisiunea În numele legii. Sunteți pentru a doua oară la noi. Bine am găsit. Domnule profesor, iată, aș vrea chiar să citesc un fragment din partea concluziei din această hotărâre. Partea premergătoare hotărârii spune așa: Curtea a constatat că orientarea spre spațiul valoric democratic european este un element definitoriu al identității constituționale a Republicii Moldova. Astfel, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova nu numai corespunde identității constituționale a Republicii Moldova, ci orice altă orientare contrară este a priori neconstituțională. Citat încheiat. Iată, făcând abstracție de la această hotărâre care este definitivă, irevocabilă și care nu poate fi supusă unei căi de atac, și cele auzite mai sus, cele citite mai sus, reprezintă o viziune a politicii externe sau nu? În, o părere, o opinie? În cazul de față, desigur că avem un fapt destul de interesant, pentru că asta este elementul în care Curtea nu statuiază, dar concluzionează. Constată. Constată. Deci, nici de cum nu trebuie de interpretat că orice altă orientare ar fi din start neconstituțională. La momentul de față, Curtea a hotărât că orientarea spre Uniunea Europeană, semnarea și ratificarea acordului de asociere, precum și legea privind ratificarea acordului de asociere, sunt absolut constituționale și nu vin în contradicție cu acele 8-6 articole, cer scuze, care le invocă comuniștii în sesizarea sa, așa numitele pretensiile încălcări care le invocă ei, acelor 6 articole, articolul 1, 7, 8, 9, un aliniat 11, care statuează neutralitatea permanentă și sistemul economic prevăzut de articolul 126. Atât. Orice altă orientare, desigur că este o încercare de o altă orientare, nu numai că este posibilă. O alternativă. Dar este și constituțională. Poate fi constituțională din momentul și din faptul că Constituția proclamă pluralitatea de opinii. În acest caz, desigur că poate să fie un partid care se opteze pentru o altă opțiune și ele sunt și în ziua de astăzi cunoaștem mai multe, nu numai un singur partid, inclusiv Partidul Socialiștilor, care promovează ideea asocierii, devenirii membru la Uniunea Vamală. Da. Deci, important este că aceste orientări sau apelul, chemarea spre aceste orientări să fie în conformitate cu Constituția, să treacă prin toate fazele și stadiile prevăzute de Constituție, dar și de legea tratatelor internaționale, pentru că orice asociere este reglementată și de legea tratatelor internaționale la care autorii hotărârii fac referință. Deci, atunci poftim. Însă, modalitatea este una. Calea legală, începând de la inițierea unei proceduri și terminând cu oficializarea acestei proceduri prin Parlament. Domnule profesor, dar cât de previzibilă a fost această hotărâre pentru dumneavoastră? Pentru mine, să fiu sincer, a fost
absolut previzibilă din mai multe motive. Primul motiv, eu urmăresc relațiile Uniunea Europeană-Republica Moldova și nu numai Uniunea Europeană-Republica Moldova, dar toate relațiile Republicii Moldova, atât cele multilaterale cât și bilaterale, din, nu numai din interes, spunem așa, personal, dar din motiv că mă ocup atât teoretic, cât științific, cât și practic cu aceste probleme. Eu sunt specialist în dreptul internațional public și astea toate sunt obiectele aveți de reglementare. Aveți experiență de diplomat? Da. Și astea toate sunt problemele cu care se ocupă și sunt reglementate de dreptul internațional public. Deci, de ce a fost previzibil? Pentru că eu n-am văzut și nimeni n-a văzut, în afară de fracțiunea comuniștilor, nicio încălcare în tot procesul. Procesul propriu zis de apropiere de Uniunea Europeană, care s-a finalizat pentru moment cu ratificarea și aplicarea provizorii a acordului de asociere, s-a început așa cum a arătat și judecătorii Curții Constituționale mult mai devreme. Prima apropiere a fost, primii pași au fost făcuți în 1995, practic. Mai târziu, în 2006, a fost semnat acordul. Mai târziu a fost planul comun de acțiuni Republica Moldova. La nivel de Parlament, Guvern, da, Uniunea Europeană, declarații, care a expirat în 2009. Și din 2010, practic, a fost desemnat componența nominală a delegației pentru negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, în frunte cu atunci viceministrul de externe, doamna Natalia German, care acum este ministrul afacerilor externe și integrării europene. Deci, în procesul de negociere, 4 ani practic de negociere, 3 și mai puțin de 4, s-au examinat fiecare articol cu articol. În afară de ceea că însuși acordul este foarte voluminos, s-a lucrat foarte intens asupra acestui proiect. Orice articol, trebuie să înțelegem foarte bine, nu este opera numai a delegației noastre sau a unui reprezentant din Uniunea Europeană, dar este opera comună, coordonată cu toate țările membre ale Uniunii Europene, cu cele 28 de state. Acord comunitar. Da, care fac parte din Uniunea Europeană. Deci au fost respectate stadiile, au fost respectate faza, a fost parafarea în Vilnius, în noiembrie anul trecut în Vilnius. După termenii prevăzuți însăși de acord, a fost semnarea. Da. În limita termenilor prevăzuți de acord și dreptul internațional, a fost ratificarea. Atât. Din aceste motive, eu nici nu credeam, adică nici nu mi-imaginam o altă reacție a Curții Constituționale. Și chiar am avut ocazia și am vorbit cu unii din juriștii, membrii fracțiunii parlamentare a comuniștilor și le-am spus care este rostul, rațiunea, sesizez un lucru care dinainte știi că el e absolut constituțional, ca jurist cunoști problema aceasta. Dar asta a fost intenția și hotărârea politică, da. Da, pur politică, pentru a obține un capital politic destul de populist. Domnule profesor, dar oricum în această sesizare se vorbea despre fenomenul numit delegarea de suveranitate. Iată, de la nivelul, cum el, de la aspectul poate mai mult teoretic al delegării de suveranitate până la adevărata delegare de suveranitate. Este mare diferență în cazul deci, Republicii da, Moldova sau nu? Aveți perfectă dreptate cum este în manuale sau nu? Când vorbim de delegarea suveranității. Era vorba de un consiliu acolo. Aderarea la orice organism internațional presupune, în primul rând, este binevolă. Orice stat, dacă organizația este deschisă și întrunește criteriile, poate deveni membru, dar își păstrează și dreptul de a se retrage liber din această organizație. Devenind membru, semnat documentele instituționale, desigur că o parte din competențele sau funcțiile suverane ale statului sunt delegate organelor acestei organizații, organelor principale de lucru. Fie că asta este Organizația Națiunilor Unite,
fie că asta este Consiliul Europei, fie că asta este Uniunea Europeană. Dar delegarea, în cazul de față, se face numai atunci când devii membru cu drepturi depline, nu în acordul de asociere. În acordul de asociere noi n-am delegat nicio funcție și nicio competență suverană de-a noastră unui oricare organ al Uniunii Europene. Comuniștii au făcut mare tamtam din acel Consiliu Coordonator, care și acea comisie gestiona relațiile și executarea acestui acord. El nu are niciun fel de competență și împuterniciri speciale care ar fi supranaționale. Comisia de comun acord elaborează o recomandare sau o declarație care, până la sfârșit, este implementată de organele statului, fie de parlament, fie de executiv. Atât. Domnule Smochescu, o altă parte, o latură a vectorului extern a Republicii Moldova este și relația cu vecinii. Iată, am fost martorii săptămâna trecută când președintele Nicolae Timofte a fost prezent la Minsk la summitul CSI. Acel duel verbal dintre președintele Nicolae Timofte și președintele Vladimir Putin din timpul summitului CSI de la Minsk au produs poate pe alocuri admirație la unii și la alții poate un pic de mirare. Dumneavoastră personal, cum calificați acest gest? Este unul protocolar? Bine, e o întrebare foarte bună și frumoasă chiar. Sau neprotocolar. Dar dați să începem de la începuturi. Calitatea de membru a unei organizații sau semnarea unui acord, în cazul de față acord de asociere, care domnul președinte Federației Rusiei Putin a spus că n-a fost consultat chipurile în toate detaliile cu Federația Rusă, într-adevăr a fost consultat cu Federația Rusă nu o singură dată, a fost adus la cunoștință Federației Rusă, nimeni n-a făcut secret din aceasta, din negocierile interguvernamentale, modul rus. Dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Rușii au ambasada lor aici, Federația Rusă, care informa regulat și Ministerul Afacerilor Externe a Federației Rusie și guvernul și personal președintele, pentru că ambasadorul este reprezentantul șefului de stat, cum merg negocierile, așa că Federația Rusă era la curent cu tot ceea ce se face în relațiile între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Asta este una. Doi, apartenența la o organizație sau alta, nici de cum nu poate împiedica și nu trebuie să împiedice relațiile bilaterale. Chiar între membrii unei și aceeași organizații, inclusiv între membrii Uniunii Europene. Relațiile multilaterale sunt un lucru bun, dar ele se formează pentru a coordona activitățile într-un anumit domeniu. Relațiile bilaterale pot fi foarte diverse și nici de cum nu trebuie să împiedice unul altă. Mai mult decât atât, în dreptul internațional există un principiu că niciun tratat, niciun acord nu este valabil, va fi recunoscut nul și neavenit, dacă el este îndreptat contra intereselor unui stat terț. Deci statele sunt foarte sensibile la acest lucru. Și desigur că orice tratat care va fi îndreptat împotriva unei sau alte părți strânește unele nemulțumiri. În cazul de față, dialogul la care ați început dumneavoastră, eu nu mi-a părut absolut. Eu consider că asta a fost un dialog și nici de cum n-a fost un duel. Deci putem face dacă, referire și la o exagerare a presiei. Da. Un lucru care pe mine nu prea m-a satisfăcut, să nu spun că nu mi-a plăcut, președintele țării, domnul Nicolae Timofte, s-a exprimat în modul următor. Republica Moldova... În cazul în care va fi... Nu. Traducerea a fost, din păcate. Din păcate. Din regret, a spus domnul Timofte. Ksajaleniu. Republica Moldova nu înțelege din ce motive Federația Rusă a întreprins acest pas de represalii
contra Republicii Moldova. Am în vedere interzicerea importurilor de vin și așa mai departe. Da, astea sunt niște măsuri represale. Și a fost un dialog, nu un duel. Mulți spun, da, la cei care le-au strânit nemulțumire acest dialog, că nu trebuia să fie. Ba da, trebuia. În diplomație este important ca la orice acțiune să fie o contraacțiune, fie în poziția de da, fie în poziția de nu, că e răspuns da sau nu. Dar că a fost dialog, s-a văzut foarte bine din tot ceea ce a fost transmis. Dacă ar fi fost monolog, conform uzanțelor internaționale, președintele Putin pur și simplu s-ar fi întors, că n-aude. Și a mai fost o interpretare cam greșită, că cei doi președinți s-au stat alături special. Nu este adevărat special. Asta e protocolul care stabilește locul fiecărui plasamentul în conformitate cu denumirea statului în limba rusă, care este limba oficială. Limba de lucru a summitului. ACSI. Dar iată, în diplomație, oricum, nimic nu este întâmplător. Eu consider că este un gest faptul că la acest summit a fost prezent ambasadorul Ucrainei și nu președintele și nu ministrul de externe și nu prim-ministrul Ucrainei. Republica Moldova, pe de altă parte, este unicul stat din CSI care are o poziție mai mult sau mai puțin solidară cu Ucraina. Dar totuși a fost prezentă la cel mai înalt nivel. Poate era cazul aici de o altă opțiune? Cum considerați? În diplomație ar trebui să nu fie nimic întâmplător și tot trebuie să aibă un sens. Tot trebuie să aibă un substrat atât politic cât și de altă natură, economic sau de altă natură. În cazul de față, noi cunoaștem relațiile foarte tensionate între Ucraina și Federația Rusă. Cunoaștem că oficial președintele Ucrainei, Piotr Poroșenko, a anunțat colegul său din Belorusia, care și-a fost gazdă, a prezidat acest summit, că nu poate veni, dat fiind faptul situația destul de acută în sud-estul Ucrainei. Asta este summitul șefilor de state. Nimeni nu poate să-l înlocuiască președinte, dat fiind faptul că nu este funcția de vicepreședinte. Prezența noastră la summitul care a avut loc în Minsk este una foarte benefică și necesară. Asta a fost o posibilitate practic unică ca doi șefi de state, am în vedere domnul Nicolae Timofti și domnul Putin, să discute, dacă nu la o întâlnire oficială, bilaterală, măcar la întâlniri așa ocazionale despre problemele care stau între două țări. Asta foarte mult înseamnă. În diplomație, uneori, ceea ce se discută în culoare este mai important decât ceea ce se discută pentru public oficial în sala de ședință. Pentru că întâlnirile acestea, orice întâlnire, are rezultatele sale, în primul rând, rezultate pozitive. Și în cazul de față, eu consider foarte bine și foarte pozitiv că președintele Timofte a mers la Minsk, a avut întâlniri bilaterale și cu Lukashenko, care a fost la noi în vizită, și cu alți lideri a altor țări, inclusiv și dialogul despre care am vorbit noi cu domnul Putin. Da, despre vizita președintelui Lukashenko la Chișinău o să discutăm după o scurtă pauză, pentru că și acolo au fost foarte multe elemente interesante și declarații sau lipsa unor declarații. Bine. Revenim după o scurtă pauză. Am revenit în studio, suntem la emisiunea Numele Legii. Invitatul de astăzi este profesorul în drept internațional, fost judecător la Curtea Constituțională, fost viceministru de externe, domnul Nicolae Smochescu. Discutam mai devreme de publicitate, despre diplomația Republicii Moldova și iată ultimii pași în contextul, iarăși din punct de vedere al dreptului internațional,
Domnule profesor, iarăși, din punct de vedere diplomatic, vizita președintelui Lukashenko la Chișinău a fost marcată de anumite declarații cu tentă economică și atât, exclusiv economică. Belarus este un membru foarte, să presupunem, a Uniunii Vamale și nu am auzit, sau cel puțin îmi scapă, vreo declarație a domnului Lukashenko de a propaga ideea Uniunii Vamale la Chișinău sau cel puțin de a lansa, poate nu o invitație, dar de a enumera anumite beneficii sau alte elemente care ar pune în valoare Uniunea Eurasiatică și pe de o parte și pe de altă parte Uniunea Vamală, că sunt chestii diferite. Eu cred că tot ce aici s-a făcut a fost foarte bine pregătit, a fost foarte bine pus la punct. Domnul Lukashenko este un lider politic, lider de stat, foarte experimentat, cu toate criticile care se aduc de unele oponențe regimului Lukashenko. Eu îl consider și îl consideră majoritatea absolută a populației din Belarusia ca un lider experimentat, un lider de stat. Probabil că aici trebuie să vorbim despre două aspecte. Primul, din punct de vedere a statutului oficial al vizitei. Asta a fost o vizită oficială de lucru a unui șef de stat în alt țară. Vizita a fost axată pe relațiile bilaterale și nici de cum nu a fost axată pe relațiile multilaterale, inclusiv pe relațiile Belarus-Uniunea Vamală. Și deci nu a fost un obiect al discuțiilor publice. A doi, fiind un politician, cum am spus, și un diplomat și un șef de stat destul de experimentat, probabil că domnul Lukashenko a considerat că dacă va încerca într-o formă sau în alta să încurajeze Republica Moldova spre Uniunea Vamală, va fi o descurajare spre Europa. Și el a spus foarte simplu, mie chiar m-a plăcut foarte mult atunci când în timpul conferinței de presă, împreună cu domnul Timofti, a spus că da, există probleme în Republica Moldova. Nu trebuie să le dramatizăm. Da, așa. Ele toate pot fi soluționate. Mai devreme sau mai târziu. Eu repet cuvânt în cuvânt, practic, ceea ce a spus el. Dar pentru asta este necesar un singur lucru. Și anumit acest lucru. Unitatea. Trebuie să fim uniți. Solidarność, cum s-a exprimat. Trebuie să fim solidari. Dar, din păcate, anume acest element la noi lipsește între forțele politice. Și din aceste considerente, eu consider că domnul Lukashenko intenționat n-a dorit să facă într-un fel sau în alta unele apeluri spre Uniunea Vamală, ca să nu fie considerat ca un lucru neamical, așa să spunem, față de Republica Moldova. Față de Republica Moldova. Cu atât mai mult că atunci când a vorbit în linie generale, a vorbit de Uniunea Vamală. Uniunea Vamală, relațiile cu Uniunea Vamală este cu relațiile cu Uniunea Vamală, dar nimeni nu împiedică ca în relațiile bilaterale Moldova-Belarus, Belarus prelucrează și se duce în aceeași Uniune Vamală producție din Republica Moldova. Doar așa și-a fost. Despre care acum foarte mult se vorbește. Da, dar merge. Și merge. Și este mai puțin legal. Da. Cel puțin din punct de vedere al Rusiei, este chiar ilegal. Asta e punctul de vedere al Rusiei, dar reexport. Spațiul de liber schimb și de liber comerț permite acest lucru și nu poți face nimic. Și el e adoptat în cadrul CSI. Chiar astăzi, colegii de la știri au difuzat un material în care o cantitate mare de mere din Belarus a fost returnată la granița cu Rusia cu suspiciunea că ar proveni din Republica Moldova. Originea, țara de origine este Republica Moldova. Și aici autoritățile ruse au acționat în baza căror legi, dacă există acest acord de liber schimb, care este în vigoare încă. Așa încercări și așa tentative dintotdeauna au fost. Vedeți că uneori
dispozițiile care vin de la organele centrale sau ajung prea târziu intenționat la cei care execută sau nu ajung deloc. Sau dacă ajung, sunt interpretate eronat. Așa că aici avem o problemă. Dar însăși vizita domnului Lukashenko în Chișinău, în Moldova, semnarea unui număr impunător de acorduri care prevede extinderea relațiilor bilaterale, comerciale, economice, esențial, de la 500 de milioane de dolari pe an până la 1.200.000.000. Asta e foarte important pentru Republica Moldova. Și deci asta este o dovadă, din nou, de ceea ce am spus eu anterior, că apartenența la o organizație sau la alta nici de cum nu trebuie să împiedice dezvoltării relațiilor bilaterale cu toate statele cu care avem un interes comun sau care au un interes comun. Atât, întotdeauna așa a fost. Iată și președintele Lukashenko a făcut trimitere la acea solidaritate care ne lipsește în Republica Moldova. Dumneavoastră presupuneți că este vorba de solidaritatea politică? Da, desigur că el a avut în vedere, el a spus nu numai solidaritate, dar splucionăști, uniți sfinți. Unitate, da. A avut în vedere unitatea, în primul rând, a poporului, dar și unitatea forțelor politice. Desigur. Pentru că, iată, un alt aspect, dacă vorbim despre forțele politice, se spune că, totuși, în Republica Moldova, partidele nu au... nu ar fi doctrinare, cu alte cuvinte, și nu s-ar ține de doctrina care ar trebui să o împărtășească conform statutului, conform denumirii, conform repartizării pe șichierul politic. Dumneavoastră, cum considerați? Avem partide doctrinare în Republica Moldova? Și gata să se bată pentru doctrină și pentru program, nu pentru vectorul extern. Partide doctrinare care ar urma cu structețe doctrina proprie a sa, din păcate, nu avem. Eu consider că nu avem. E unul să ai un program, e una că în acest program să stipulezi 2, 3, 4 principii dintr-o doctrină liberal-democrată sau liberală sau comunistă, dar în realitate, mai jos, să stipulezi și unele alte principii și te conduci de alte principii care vin în contradicție cu principiile doctrinare. Vorbim de ceiași comuniști. Una din cele mai îndoctrinate partide, chiar cu cele mai actuale teorii și concepte din doctrina comunistă sau socialistă. Cum se combină, cât de compatibile sunt dintr-o parte aceiași Secere și Ciocan și din altă parte recunoașterea proprietății private, care este fundamentul și temelia tuturor partidelor de dreapta și centru. Chiar și aceleași partide liberale. Da, la fel. Au la fel. Discrepanțe enorme între asta e doctrină și... Un exemplu, a doilea exemplu, dacă vorbim de aceleași partide cu caracter liberal sau liberal-democratic. Democrat, da. Liberal-democrat, liberal-reformator. Un pic mai spre dreapta. Sunt plasate împreună diferite principii care nici de cum nu sunt din doctrina pură a acestui partid. Liberale trebuie să fie în tot timpul, dacă doctrina pură liberală, liberalismul, dar limitat într-o măsură oarecare de stat, liberal-democrație, liberalismul în economie, dar în politică, din nou, principiile democratice și atât, dar nu văd o respectare strictă. Eu nu spun că să fie ortodoxă de interpretare și de aplicare a doctrinelor, dar cât de cât actuală și corespundă cu ceea ce se face în lume. Cum aceleași partide cu aceleași denumiri sau analogice denumiri, dar care fac parte din același șchier politic, cum ar fi social-democrație, creștin-democrație, de alte orientări. Să aibă o doctrină foarte clară pentru țară.
pentru țară, în primul rând. Cum să aplice această doctrină pentru țară. Când ne uităm la experiență și începem să discutăm deseori steril și prea academic din punct de vedere politic despre modelul socialismului din Suedia, este una. Și când discutăm despre modelul care îl propune social-democrației lui Dodon în Republica Moldova, este cu totul altă. Asta e cerul și pământul. Dar faptul că, iarăși, partidele în Republica Moldova sunt împărțite la ora actuală în societate, pe criteriul vectorul extern, este un fapt trist sau nu? Dacă ne referim la cultura politică a Republicii Moldova. Asta a impus o situație. Asta e efectul sau rezultatul situației care s-a creat după proclamarea independenței și după formarea Republicii Moldova ca stat independent. Din start s-au format trei mișcări politice, care mai târziu s-au cristalizat în organizații, în partide politice, orientarea de bază cărora a fost, în orice caz, pentru a obține numărul de voturi, politica externă, vectorul extern al Republicii Moldova. Dați-ne de mintim, Front Popular Creștin Democrat a venit pe valul euforiei naționale și unirii cu România, care acum l-a preluat în calitate de principiu de bază Partidul Național Liberal. Comuniștii, din start, după ce au fost interziși, pe urmă au revenit în legalitate, da, au luat orientarea spre așa numită Uniunea Rusie-Belarus, care nu există nici până ziua de astăzi și de ea s-a uitat. Au fost semnate niște acorduri chiar zilele acestea, dar... Nu există, practic, nicio instituție, nici un organ nu lucrează. Comun. Au fost ceva acolo așa de... Al treilea au fost orientările pro-europene. Pro-europene, așa, foarte modeste de la bun început, dar pe urmă tot mai puternic. Deci un partid trebuie să fie concentrat, în primul rând, puternic, pe problemele interne ale statului. Dar, totodată, să fie atent și să țină sub vizorul său politic și orientările politice ale statului. Nu în sensul cu cine sprietenești și cum sprietenești, dar unde te duci, unde mergi și ce mergi, ce faci. Pentru că poți deveni partener cu un stat care e considerat de toată lumea și e apreciat ca un stat democratic, am în vedere, de exemplu, relațiile noastre bilaterale cu Germania sau cu Franța sau cu Marea Britanie. Și poate țara să se îndrepte spre niște relații bilaterale foarte strânse cu țările, de exemplu, cu același Irak, cu același Iran. Aici trebuie să vedem care este orientările politice externe. Cu cine te asociezi? Cu cine faci așa numit parteneriat? Sau cu cine faci așa numit prietenie? Pentru că întotdeauna există riscul. Dar în sensul ăsta, aș vrea să aduc aminte, mi-am amintit o frază, care când vorbim de relații bilaterale, indiferent care ar fi orientările politice a unui stat sau altul, principalul spunea Confuție încă 5.000 de ani în urmă, undeva, că să ai relații bune cu vecinii. Cu vecinii. El se exprima așa, că vecinii apropiați sunt mai scumpi decât rudele îndepărtate. Și într-adevăr, cu ei de zi în zi te întâlnești, de zi în zi te conlucrezi. La nivel casnic este aplicabil. Da. Nu doar asta e valabil, politică, e valabil pentru toți. Inclusiv pentru state. Inclusiv pentru state. Deci asta este. Domnule profesor, dar... Dar o secundă. La noi, din păcate, nu e asta numai... Minusul cel mai mare că partidele politice își formează capitalul său în fața electoratului, propagând un vector politic sau alt vector politic. Într-adevăr, sunt scopuri care nu sunt compatibile unul cu altul. Și iată ce aici am încercat de la bun început să cât de cât să marcăm
că dacă ar fi o altă orientare, ar fi ea sau nu constituțională, da, după hotărârea Curții Constituționale, ajungem aici. Desigur că asta este. La noi, partidele politice, nici în problemele interne ale țării, nu au o poziție comună. Cum să ajungi la o economie stabilă, cum să ajungi la o societate stabilă, reglementarea transnistreană, cum să ajungi la o ordine în țară. În toată lumea sunt două, trei partide, noi avem multe. Vine un partid la putere, peste 4-5 ani altul sau peste 10 ani altul. Ei au un scop, îi unesc toți un scop, bunăstarea poporului, stabilitatea, ordinea în țară. Mijloacele prin care se obține acest scop sunt diferite. Dar la noi și scopurile sunt diferite și mijloacele sunt diferite. Iată, dumneavoastră sunteți printre primii viceministri de externe, printre primii diplomați, putem spune așa, Republicii Moldova. Și cunoașteți faptul când cadrele importante din sistem pe criterii politice ar putea să dispară sau dispar, mai bine zis. Se schimbă puterea, se schimbă parlamentele și sunt măturați din ministere oameni cu valoare. Dar și știm și alt lucru, că diplomația se construiește în ani. Nu poți să construiești diplomație timp de un mandat de 4 ani. Cer scuze. Cum se întâmplă că și ce are de pierdut Republica Moldova când în urma schimbării guvernelor se schimbă și oamenii importanți din ministere, diplomații. O întrebare cât de simplă, pe atât de complicat pentru un răspuns clar, dar o să încerc. Pentru că este actuală. Așa? În sensul larg. Întotdeauna, așa procedează toate forțele la noi. Întotdeauna am considerat și consider și în toate țările unde există o democrație stabilă, așa se face, că parlamentele, componența nominală a parlamentelor schimbă. În parlament vin majoritatea un partid sau altul. Ei schimbă guvernul pe criterii politice. Și este normal. Este normal. Absolut, da. Ei desemnează miniștri pe criterii politice. În unele țări, pe criterii politice, se desemnează și secretari sau subsecretari de stat din minister. Restul ei nu ating, niciun minister mai jos de secretar de stat nu se atinge. Acestea sunt funcționari publici care funcționează în orice guvern, făină, în orice parlament. Important este, și asta se stăruie să facă democrațiile avansate, ca să nu-i schimbe, ca să fie o continuitate, să vină alții din urmă care să acumuleze experiența și să fie un schimb firesc. Omul pleacă la o odihnă binemeritată, la o altă funcție, firească, da, o rotație internă, vine altul în locul lui. La noi, din criterii politice, eu pot să vă spun cu certitudine că atât cât am fost eu în calitate de viceministru, dar și pe urmă, 2-3 luni înainte de alegeri, guvernul e paralizat, 2-3 luni după alegeri, fix așa. Ce o să fie cu mine dacă vine ministru cutare sau dacă vine viceministru cutare? O să rămâne în funcție sau nu o să rămâne în funcție? Mai mult decât atât, s-a mers pe o cale asta negativă, care și viceministri sunt numiți după criterii politici, șefii de direcții și inclusiv până la șefii de departamente și direcții pe la primării. Asta e absurditate totală. Eu înțeleg fiecare vrea să-și promoveze persoana lui acolo. Dar în diplomație, asta este categoric dăunător. Se construiește în ani diplomația, da, veritabilă. Până la urmă. Ambasadorul este persoană politică care reprezintă șeful de stat și dacă schimbă șeful de stat, desigur că el poate fi schimbat. Dar tot ceilalți agenți diplomatici trebuie să treacă printr-o rotație obligatorie, indiferent de ce, cum se schimbă sau nu se schimbă parlamentul și guvernul. Și atât în acest caz ați dat o întrebare care pe mine mă doare tot timpul și am spus-o desi ori, dar des mă gândesc mai mult, mă gândesc la asta.
Pe parcursul acestor 20 de ani de independență, noi am avut foarte multe persoane care au fost numite în calitate de ambasadori extraordinari și plenipotențiari. Persoane care, personalități unii chiar într-adevăr, care după ce s-au întors din misiuni diplomatice, fie că au fost întorși înainte de termen, fie că au fost termenul le-a expirat și au venit, n-au rămas să lucreze în Ministerul Afacerilor Externe, să fie cei piloni care le împărtășesc experiența, care învață pe tinerii diplomați, dar s-au întors fie la locul de unde a fost el luat când a fost numit ambasador, sau se duc ca regulă în business. Între cei, toți aceștia 20 de ani care au trecut, noi am avut 4 sau 5 ambasadori care după ce s-au întors din misiune, au funcționat, au lucrat la minister și pe urmă au plecat din nou în alte lucrări. Restul toți consideră că, cum, eu am fost ambasador, am fost deputat, am fost ministru, am fost ambasador și eu vin să fiu șef de direcție la Ministerul de Externe. Nu, așa ceva nu se poate. Ba da, așa trebuie să fie. Și din păcate nu avem noi coerența asta, nu avem cui să transmitem practica. Dar pe parcursul acestor 20 de ani, dați să facem o mică analiză. În 90, când eu am venit la minister, după alegerile primului parlament, domnul Țeu a fost ministru, eu prim viceministru și încă doi viceministri mai târziu au fost numiți, tot ministerul era format de 11 persoane care funcționau încă... Cum vă descurcați, aflăm după o scurtă pauză. Am revenit în studio, suntem la emisiunea Numele Legii, a treia parte a emisiunii. Invitatul de astăzi este profesorul Nicolae Osmochescu. Domnule profesor Rete, aflăm lucruri destul de interesante. 11 colegi erați în Ministerul de Externe în primii ani de după independență. Cum vă descurcați și cum se făcea diplomația în primii ani de după independență? 11 eram. Dintre care 7 erau, să înțeleg, din cei, prin moștenire. Din cei vei, da. 11 eram în 90, când s-a format propriu-zis Ministerul Afacerilor Externe ca minister republican al țării. Până în 91 eram de acum, dacă nu mă greșesc, eram undeva 28 la sfârșitul anului 91. În 90, pentru prima dată, eu personal am fost cu 20 de tineri, am selectat 20 de tineri și tineri din Republică care erau licențiați în diferite domenii, în lingvistică, în drept, în alte domenii și am plecat cu ei la înalta școală de studii, la școala de înalte studii politice și diplomației din București, primii 20, dintre care majoritatea din ei și acum funcționează. Puteți să ne dați câteva nume? Da, poftim, de ce nu? Actualul ambasador în Polonia este absolvent al acestei școli. Actualul ambasador în România este absolvent al acestei școli. Eugen Carpov, viceprim-ministru și responsabil pentru integrare, același lucru. Și mulți alți, toți într-adevăr până în ziua de astăzi lucrează în diferite funcții, fie în guvern, fie în parlament, dar majoritatea totuși s-a menținut în diplomație. În diplomație, mai mult de jumate din ei acum sunt ambasadori. Ne descurcam foarte greu, desigur, că în special după ce am proclamat și am adoptat declarația de independență, pentru că pentru noi a fost o încercare foarte grea. Dacă Republicile Baltice au obținut o recunoaștere foarte repede, în baza că ei au avut statut de state ocupate în Occident, noi trebuia să batem la cancelarele tuturor statelor să ne recunoască. Și asta și făceam. Dar majoritatea absolută a țărilor europene și nu numai europene
au avut încredere în Moldova și în viitorul ei și ne-a recunoscut. Practic, de exemplu, în decembrie 1991, pe data de 25 decembrie de Sfântul Nicolae, țin minte foarte bine, am primit nota informativă și decretul semnat de președintele Statelor Unite privind recunoașterea Republicii Moldova. Pentru noi a fost un succes, dar lucrau foarte serios. Iată, din cei care au făcut parte din prima echipă, să zicem, să spunem așa, a Ministerului Afacerilor Externe, sunt și actuali prim-ministru, domnul Leancă, actuală ministra afacerilor externe și viceprim-ministru, doamna Natalia German, fac parte din aceeași echipă, care în 90-91 au venit la muncă în calitate de tineri diplomați la Ministerul Afacerilor Externe. Atunci el se numea Ministerul Relațiilor Externe. Relații. 6 luni s-a numit, pe urmă a fost numit Ministerul Afacerilor Externe. Domnule Smochescu, dar la acea vreme și poate câțiva ani mai târziu, clasa politică de atunci avea suficientă pregătire și poate curaj de a adopta o hotărâre fermă pro-europeană, de exemplu cum a făcut România din anii, din 95, dacă nu greșesc. A adoptat o declarație la nivel de Parlament. Dacă noi ne-am trezit abia în 2010, dacă nu greșesc. Încercăm să facem așa o clasificare pe faze sau pe stadii, eu m-aș exprima cam în modul următor. Că din momentul când Republica Moldova a devenit stat independent, ea a trecut prin 3 faze distincte. Prima fază, din 89 inclusiv până în 95, o fază care era clar orientarea spre Europa a Republicii Moldova. În 92 noi devenim membri Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, în 92 noi devenim membri Organizației Națiunilor Unite și în 95 noi devenim membri Consiliului Europei. Da. Democrația prin drept. Iată, devenind membri la aceste 3 organizații, era deja clar că noi avem o orientare europeană. Dar, din păcate, Parlamentul 94-98, așa numit agrarian, s-au început interminabile aceste discuții. Cum, unde trebuie să ne ducem? Unii spuneau că trebuie să ne ducem mai activ și mai consolidat în comunitatea statelor independente, de Uniunea Europeană, cam se, de Europa, cam se terminase discuțiile. Și deci faza asta de 98 până în 2001, eu o numesc, eu personal așa o numesc, ca o fază neclară în politica externă a Republicii Moldova, ca orientare. Pentru că relații bilaterale se consolidau, se semnau multe tratate, se făceau schimburi de misiuni diplomatice, a moderat practic la toate instituțiile ONU. Din 2001, din nou, se începe ceea ce noi astăzi numim integrarea europeană, care este clară și irreversibilă din 2009 și inclusiv prin hotărârea Curții Constituționale din 9 octombrie. Dar, teoretic, iată, dacă să vorbim în numele legii, ce factor ar determina cursul reversibil pro-european? Teoretic, ce ar putea determina? Numai... Mai există și voința poporului și alți factori. Eu sunt ferm convins că majoritatea absolută a poporului, indiferent ce arată sondajele, majoritatea absolută, predominantă, 3/3 din populație sunt pentru orientarea în, și integrarea în Uniunea Europeană. Ar putea numai să ne facă ca ceva reversibil dacă la putere vin partidele politice pro-asiatice, pro-Uniunea Vamală, care vor manipula populația prin factori și prin neverificați, prin minciună. Vor dezorienta populația. Asta. Numai atât. Altceva nu există. Dar atât, tot cu referire la clasa politică. În Occident este foarte renumit discursul anticorupție la toate nivelele și la toate partidele, de dreapta și de stânga.
La noi, iarăși, nu am prea auzit politicieni, programe politice care să pună accent ferm pe anticorupție și pe lupta cu corupția, cu promisiuni de a condamna la nivel înalt pe cei care se fac vinovați de anumite chestiuni. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. La noi se vorbește iar. Într-adevăr, în special în Uniunea Europeană, lupta cu corupția. Corupția nu poate fi lichidată absolut. Ea a existat din antichitate și există și în ziua de astăzi. În diferite forme de manifestare și în diferite volume. Deci, în Uniunea Europeană, lupta cu corupția este una din pilonii principale ai activității organelor de drept. La noi mulți declară că sunt pentru combaterea corupției și lichidarea ei ca fenomen, dar în realitate nu s-a ajuns până la o combatere serioasă, nu în formă de reprizie, dar în formă de sistem. În toate domeniile și în formă de sistem. Ori Platon îmi pare că spunea, pe timpul său, că corupția este un copac care crește cu rădăcinile în sus. Corupția trebuie să o căutăm nu jos. Corupția trebuie să o căutăm în sferele influente din instituțiile publice ale statului. Pentru că pericolul, eu consider așa, care există la noi, și asta e una din formele cele mai periculoase a corupției, la noi corupția a funcționarilor de stat s-a consolidat cu corupția persoanelor Interpolie. Și iată, aici, din lumea Interpolă, asta este cel mai grav fenomen al corupției. Pentru că atunci se dictează instituțiilor publice ale statului cum trebuie să procedeze. Și, cum spuneau încă latinenii antici, atunci ce rămâne să facă? Politicienii îi apără pe lumea interlopă, le mulțumește într-un fel sau altul politicienilor. Și așa crește corupția. Dar, totuși, de ce nu se aventurează, cu ghilimele de rigoare spun, de ce nu se aventurează politicienii noștri într-un discurs ferm anticorupție? Iată pe modelul, hai să luăm chiar și vecinul nostru, România. Mai devreme sau mai târziu, și în primul rând, odată cu asocierea, și cu implementarea acordului de asociere, noi vom fi nevoiți să ne implicăm într-o luptă foarte activă cu corupția. Dar se dorește, domn profesor, doresc politicienii noștri implementarea acordului? Nu prea doresc. De asta, acum, eu, știți, sunt cam fățarnici în situație. Mult simt din politicieni, că odată cu asociere la Uniunea Europeană, pentru ei o portiță de unde puteți să întinzi mâna, da? O să fie închisă sau o să stai în mânuță. Și de asta se încearcă să dovedească să facă cât mai mult negativ în sensul în care vorbim noi, pentru ei pozitiv, în sensul în care vorbim noi negativ. Dar la noi este un fenomen care, din nou, trebuie merge mână în mână cu corupția și are rădăcini în ceea ce noi numeam desemnările după criterii politice și cumătrismul. Cumătrismele, nepotismele, la noi asta distruge tot sistemul practic. E bine când susții un prieten, e bine când susții un nepot sau un cumătru, dar când el are calitățile respective, dar când îl susții, îi dai o funcție în care el... Nu e pe criteriul meritocrației, da? Adică e pe criteriul... Nu e pe criteriul meritocrației luat, dar pe criteriul... Da, pe criteriul cumătrismului, da, că e băiat bun. Știți deseori este fraza asta, hai să-l susținem că e om bun. Om bun nu-i profesie și nu-i specialitate. Să fie ca o concluzie, sper, da. Pe final de emisiune. Și atunci, iată, și să ajunge la chestia asta. Iată, și să ajunge la chestia asta mai ușor decât... Dar noi suntem o republică mică. Noi, practic, ne cunoaștem unul pe altul. S-ar putea face ordine repede. Repede, foarte repede. Dar trebuie, pentru asta trebuie să fie o voință politică. Apropo de voință politică, indiferent dacă se schimbă sau nu guvernarea după 30 noiembrie, vom mai avea numiri pe criterii politice în instituțiile de forță, așa cum s-a făcut, și acele negocieri interminabile? Eu nu pot să garantez că vom avea sau nu avea, dar nu trebuie să fie.
N-ar trebui. Nu trebuie să fie. Nu poate fi o persoană la orice funcție, nu numai la funcția de ministru, în orice funcție, dacă el nu este specialist în domeniul dat. Atât. Poți fi, spun că este manager bun. Bun, este manager bun, poftim. Sunt domenii unde cunoștințele de, și capacitățile tale extraordinare de manager vor fi utile. Cum poate un manager bun să facă o operație în sala de operație, de exemplu, la cord sau invers? Cum medicul să ducă și să repare un tractor? El abia poate încă învăța. Sunt niște lucruri foarte clare. Noi trebuie să avem persoane care au o specialitate, au o meserie și au o profesie. Iată, este trei toate se întâmplă. Dar noi deseori avem specialitate, dar nu suntem, nu avem meserie, sau avem specialitate, avem meserie, dar nu profesăm. Ne ocupăm cu tot cu altceva. O concluzie care sper să fie foarte utilă pentru cei care au puterea de decizie deocamdată sau pentru cei care urmează să o aibă după 30 noiembrie, încă nu știm. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și faptul că ați revenit la emisiunea Numele Legii. Vă mai așteptăm și sperăm să apară subiecte demne de discuții cu dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră și sperăm să mai întâlnim. Desigur. Doamne și domnilor, aici încheiem emisiunea Numele Legii. Vă sugerez să vizitați și pagina noastră de Facebook În Numele Legii, așa și se numește. Sunt Artur Musailan și vă doresc o seară bună. În continuare, la revedere!